Un bătrân din Shanghai, China, a fost declarat mort, deși nu era. După ce l-au scos după poarta azilului, într-un sac pentru cadavre, când să-l bage în mașina care să-l ducă la morgă, au observat că încă mai mișcă. După ce au tras o sperietură zdravănă, angajații de la morgă l-au dus înapoi. Guvernul comunist, ca să mușamalizeze situația cât de cât, l-au dat afară pe directorul de la azil. Mare realizare. Ah, și pacientul, adică omul care fusese declarat mort, ci că este la spital în stare stabilă. Poate asta e așa o știre ca să ne liniștească pe noi. Incredibil, bă! Au ajuns o mare pensionari, bă, ca să nu le mai plătească pensiile. Și culmea, nu doar atâta, populația în Shanghai e pe punctul de a se revolta. Știrea asta am pus capac la toate, bă. Oamenii ăia sunt lockdown, de COVID, de pe 1 martie, bă, și suntem pe 4 mai. Cât să mai reziste, bă? Și nu numai că e lockdown, dar guvernul îi omoară, bă, chiar dacă nu sunt morți. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal.